Un automobil a fost cuprins de flăcări în urma unui grav accident produs pe traseul Chișinău-Urhei, în apropiere de localitatea Peresecina. Potrivit oamenilor legii, autovehiculul de marca Opel, care era condus de un bărbat de 53 de ani, la un moment dat, din motive necunoscute, a luat foc, iar șoferul a tras pe dreapta și a evacuat bunurile din mașină, care la scurt timp a fost mistuită de flăcări. În urma accidentului, nimeni nu a avut de suferit, iar traseul nu a fost blocat. Imaginile de la fața locului au fost surprinse de un martor și plasate pe rețelele sociale. Poliția a inițiat o anchetă și urmează să stabilească toate circumstanțele producerea accidentului.